urmează a treia operație foarte importantă, de fapt, 4 sunt, adunarea și scăderea la un loc, cu adușarea la aceeași numitor, foarte important. La adunare și scădere trebuie să aduci la aceeași numitor. Cel mai mic, tipul comun acela, cel mai mic număr care se împarte exact la numitori. La mulțire, ăia între ei și ăsta între ei, dar atenție, ca și la adunare și scădere, nu ne plac fracțiile reductibile. Și la fel și la împărțire, o să vedem, tot așa, nu ne plac. Niciodată, în orice situație am fi, nu ne plac fracțiile reductibile. La înmulțire, la împărțire, pardon, împărțirea a două fracții. Împărțirea a două fracții. Cât credeți voi că face o jumătate de măr, o jumătate de măr, împărțită în două? Acum întregi. Nu, cât face? După ce ai o jumătate de măr și o dai în două. Cât face din mărul ăsta? Două. Deci o jumătate de măr împărțită în două. Da? O jumătate de măr împărțit în două? Păi putem să spunem 2 pe 1. Putem acolo deci, spunem 2 pe 1, știți, în loc de 2. O secundă. Deci, spun întrebarea, tu lasă-mă în pace cu ce spui tu. Știi tu ceva, dar nu vreau eu să spun deodată. Deci, o jumătate de măr dacă împărțim în două. Adică o jumătate și o jumătate cu un sfert. Un sfert face. Da. Nu, o jumătate dacă o dai în două face un sfert, da? Deci egal cu o pătrime. O sfert așa înseamnă, o pătrime. La asta vă referați dumneavoastră. Da? E pătrime. Da. Băi, dar nu-i logic. Ba, da. O jumătate din măr, dacă o dăm în două, facem o pătrime. Dar o pătrime, eu pot să spun că este 1 ori 1, supra 2 ori 2. Că 1 ori 1 face 1 și 2 ori 2 face 4. Și atunci egal mai departe cu 1 pe 2, ori 1 pe 2. E cu 1 pe 4 la început. Deci vreau să scriu încă o dată. Că 1 pe 2 împărțit la 2 ne-a dat 1 pe 2 ori 1 pe 2. Foarte tare. Adică scriem de 2. Pe prima o copiem. Și pe a doua, că e și 2 pe 1. Și pe a doua inversăm. Da. Deci, a împărțit două fracții înseamnă a mulțit pe prima cu a doua inversat. Da. Deci a împărțit două fracții înseamnă a mulțit pe prima, cea de pe locul întâi, cu a doua inversat. Da. Cu inversul cele de-a doua. Cum se împart două fracții? Se copie prima. Da. Și se mulțește cu a doua răsturnată. Da. O inversăm. Da. Numitorul devine numărător și, da? Scrim în paranteză. Două fracții se împart astfel, două puncte. Se înmulțește prima cu a doua inversată. Se înmulțește prima fracție cu a doua inversată. Se înmulțește prima, asta vrei să spui tu, da? Dar eu am vrut să arăt, mă, când zici, cum să... Măi, dacă asta e meseria mea, da? Da. Da, e meseria mea, ce vreți? În păcate, n-am ce să spun. Da? Deci cum se împart două fracții, se mulțește prima, cu a doua inversată, care era 2 pe 1, o devenit 1 pe 2. Da. E destul de ciudat. Hai să vedem. 1 pe 3 pe 5 împărțit la 6 pe 10. Egal cum? Da. Deci scriem 3 pe 5. Împărțim la 10 pe 6. Nu. Înmulțit. A. Înmulțit, că am zis că înmulțim. Înmulțim cu a doua. Cu 10 pe 6. Și egal cum? 30 pe 3. Da, am zis înainte de a mulți. Faceți simplificările.
5 cu 10. Prin 5 aici rămâne 1 și aici 2. 3 cu 6. Rămâne 1 sus și 2 jos. Și acum, 2 cu 2, uite, sus, jos. Da. 2 cu 2. Și vine 1, 1. Și face 1 ori 1, 1 ori 1, 1. Răspunsul este 1. Un întreg. Un întreg, sigur că. Eu așa am spus un întreg. Da. Te rog, Cristina, cât face 5 pe 8 împărțit la 3 la 10 pe, să zicem, 4. Domn profesor, știți cum fac eu? Eu pur și simplu aștept să spuneți, împărțitul și scriu deja ori și reversez în timp de dumneavoastră. Am înțeles. Deci 5 pe 8, Cristina. 5 pe 8 ori 4 pe 10. Ori 4 pe 10. Merge din 10 cu 5. 5 va fi 1 și 2. Da, sus 1 da. Și jos 2, prin 5. Apoi 8 cu 2, 1 va fi jos. 8 cu 4. 4. 1 va fi sus la 4, că deci 4 împărțit la 4 face 1 și 8 împărțit da. La 4, 2. Okay. Și face răspunsul? 1 pe 4. 4. Da? 1 pe 4. Hai să zicem așa. 3 pe 7 ori 5 pe 2 împărțit la 7 împărțit la 5 supra 7 împărțit la 5 supra 7. Mergem. Păi înmulțit, deci zici mega mai departe cu. Aici poți să spui să nu înmulțești. Dacă nu înmulțești, poți să-l lași așa 3 pe 7, Cristina. Da. Ori 5 pe 2. Ori 7 pe 5. Ori 7 pe 5. Da? Am transformat-o pe asta, împărțirea aceea, într-o mulțire. Și acum, ce observăm? Mergem 7 cu 7. 7 cu 7. 1 și 1. Da. 5 cu 5. 1 și 1. Și 3 cu 2. Nu merge. Și atunci ne apucăm de lucru. Da. Deci 3 ori 1 ori 1. 3. Supra. Supra 2. 1 ori 2 ori 1. 2. Răspuns 3 pe 2. Terminat ești. Cât face, să spunem, 4 pe 7 ori împărțit mai întâi, împărțit la 5 supra 2 și înmulțit cu 7 pe 8. 4 pe 7 ori 2 pe 5 ori 7 pe 8. 4 pe 7 ori 2 pe 5 și ori 7 pe 8, da? Da? Pot să... nu, lăsați mai trebuie să spun așa, apoi da, îmi spun eu da, ce. Da, da, deci da. 7 cu 7. Da. Care va fi 1 și 1. Apoi 4 cu 8. Da. Care va face 1 și 2. Da. Și 2 pe 5 îmi lăsăm așa. Așa, și face? Și va face 2 pe 2. Pe... Dar 2 ăsta, Cristina, se duce și el, nu? 2 de aici cu 2 de aici. Da. În final, da? Da. Și face 1 și 1. Și sus 1, 1, 1, 1, 1, supra? 1 pe 5. 1 pe 5. Terminate, da, așa se mulțește. Zim, Darea, ce vreau să spui? Asta am vrut să spun. Cu 7, 7, 7. Sigur că da. Deci putem face... atenție! Putem să pun și cu 2 pe 8, 2 și 8. Nu, dacă aș fi pus aici în paranteză, aș fi putut să fac și cu 2 și 2. Deci a fost alte ghișițiu. Da. Atenție, hai să-l luăm pe ăsta. 4 pe 7 împărțit la 4 pe 7 împărțit la 5 pe 2 ori 7 pe 8. Deci 4 pe 7 împărțit la 5 pe 2 ori 7 pe 8. Aveam 35
Deci când o pun în paranteză, pe astea două, trebuie să le fac pe ele. Da. Și pe urmă fac împărțirea. Deci nu mai permit ca mai înainte, când am zis 4 pe 7 ori 2 pe 5 și ori 7 pe 8. Acum trebuie să fac asta întâi. Și zic egal mai departe cu 4 pe 7 împărțit la. Să vedem ce rezultat avem aici. Căutăm să facem simplificările, n-avem nici sus, nici așa, nici pe diagonală. Tudor. Tudor urmărește ce fac aici, că e foarte important. Foarte important ce fac acolo. Operații cu fracții. Merită să le acordă maxim atenție. Deci împărțim la 5 ori 7, 35, supra, 2 ori 8, 16. Și egal cum? 4 pe 7 ori 16 pe 35 și egal mai departe cu? Dar de ce 16? Păi nu mulțim prima cu două inversate? Aha, da. Da? Deci atenție. Și acum, 4 ori 16. A, numai după aceea simplificăm copiii. Deci nu? Nu simplificăm la împărțire acolo. Sigur că da. Obligația sunt toți. Păi, dar nu se poate simplifica. Da. Deci acum nu se simplifică nimic și face cât rezultatul 24, 64 supra 7 ori 5, 35 pe 3, 21 245. Iată răspunsul corect, este 64 supra 245. Alt răspuns. Numai că am pus în paranteză și am stricat de greșițelul. Nu mai am același răspuns o cincime. Și este ireductibil. Da. Era de așteptat că e ireductibil, pentru că câte vreme nu m-am putut simplifica nimic pe aici, înainte de a face mulțirea, n-am mai avut nicio șansă la simplificări, nici așa, nici așa, atunci ce rezultă este sigur ireductibilă. Nu mai există un divizor comun aici. 64 și 64 are divizor. 245 are divizori, dar nu sunt divizori comuni. Da, nu este un același divizor sus și jos, da? Eu am greșit. Sigur că da. Nu, uitați, primeam spune 245 pe cât? Da? Pe 64. Pe 64, acum ți-o dați că nu sunt curios. Am întors 74. Și am făcut... 74 la și atunci 245 pe 64. Uite ce ai făcut aici. Uite. Da? Deci le-au inversat la un cap în seama. Păi inversat la sfârșit. Da. Deci ai făcut și acum să inversezi ca să te întorci apoi. Așa. Deci stai, nu e corect. Nu e bine. Nu te obișnui așa. Da. Trăsnaie. Lucrăm corect și așa cum trebuie lucrat. La matematică nu chiar ne jucăm. Sigur. Învățăm reguli clare, precise, ca astea să rămână definitiv. Vreau să vă spun că pe foarte mulți copii mi s-a întâmplat să ajungă și să termin liceul și nu știu operații cu fracții. Dacă nu le învață acum sau niciodată. De aceea trebuie maximă atenție când lucrăm la matematică, da? Deci, am făcut practic toate operațiile. Adunarea, scăderea. Da. Înmulțirea, împărțirea. Da? Toate operațiile. Ia să facem acum un egheșițiu da. În care să le avem pe toate. Deci, un egheșițiu... Nu trebuie să știți că era bun pentru sinteză, domn profesor. Da. Hai. 1, 2, 3. 3 era. Împărțirea. Avem trebuie să facem și noi un exercițiu. Fracții. A? Două fracții pentru început. Gata, că v-a făcut domn profesor asta. Acum vă face operații cu... Facem un exercițiu... Cu ordinea efectuării operații. În care să avem fracții, să facem toate operațiile de mai sus. Exercițiile care ai tu acasă sunt banalități acum, Cristina. Exercițiile care te temă devin banalități. Ești convinsă? Foarte convinsă. Așa. Nu mai încap discuții. Le faci singură cu ușurința. Conferință mață. Mai avem 20
Ai vreun exercițiu care te mâncă așa și nu te lasă? Da. Într-o carte. Îți produce neliniște. Da? Ar vrea ea să găsească unul. Nu, dar și am unul. Adică, tu nu vezi că noi nu suntem compatibile aici. Tu cauți un exercițiu ca să mă prinzi. Nu, dar nu. Și eu caut să fug de exercițiu. Dar, profesor, dar nu te prinzi tot așa coordinat pe toată operația, câteva fracții. Da? Bine. Atunci mai accept. Hai să zicem. Noi dăm o bătălie continuă de chestia asta. Dar să zicem așa, expresia E este egală cu 1 pe 3 împărțit la 5 supra 3 minus 1 pe 5 plus 3 supra 7, totul înmulțit cu 1 pe 2 minus 5 pe 4. Egal. Cristina, tu conducei. N-are aia. 1 pe 3, da. Ori 3 pe 5. 1 pe 3, ori 3 pe 5. Minus 1 pe 5. 1 pe 5. Plus 3 pe 7. Da. Totul. Ori 1 pe 2, da? 1 pe 2. Egal cu. Minus. Minus, ba, da? Minus în continuare. Minus. Da, hai să facem aici, nu, Cristina? 1 pe 2. Minus 5 pe 4. 1 pe 2. Adică să facem operația asta. 8. Păi 2 ori 4, 8. Dar doar nu-i mulțire. E o scădere, nu? Da. Cristina, am țintit mult o cursă. Fii atent ce-i spun. Fii atent de tare ce-i spun. Ce? Să facem aici 1 pe 2 minus 5 pe 4. Nu, nu se poate pentru că mai întâi e operația de gradul 2. Deci înmulțirea trebuie să faci. Da? Deci înmulțim 1 pe 2 minus 5 pe 4. Domnul profesor! Da? Yay! Egal cu. Am găsit o chestie super faină, da. 3 cu 3 se simplifică. 1, rămâne 1. 1 ori 1, 1. Supra 1 ori 3, 1 ori 5. 5, nu? Da. Deci vine 1 pe 5. 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Plus 3 pe 7. Totul de înmulțit cu 1 pe 2. 5 pe 4. Și egal mai departe cu. Numitorul comun este? 5. Păi numitorul comun. E 5 și 7. Care este? Ca să împarte și la 5 și la 7. La 1 pe 5 minus 1 pe 5, ăla nu puteam să... Păi da, 0. Păi ce am vrut să zic? Păi da, sau la mine, ceartă-te! Păi ce... Asta vrea, domn profesor. Dar 1 pe 5 minus 1 pe 5. Asta, spune, dar ce s-a adunat aceeași numitor? Deci se pierde timpul, lăsați-mă. Se reduc. Da? Deci 1 pe 5 minus 1 pe 5 face 0. 0. Așa. Și face cât? Egal mai departe cu 3 pe 7. Ori 1 pe 2. Minus 5 pe 4. Minus 5 pe 4. Domn profesor. Da. Nu o să vă vină să credeți, dați-mi dat o fracție mai interesantă. 3 ori 1, 3. N-aveți ce faceți, zici că aici nu avem nimic. 3 ori 1, 3 supra 14, nu? Da. 3 supra 14, minus 5 supra 5 supra 4. Și egal cu? Aici suntem la aflarea numitorului comun. Și se... Dar prima numitorului. Păi, la ce zici la prima nu se poate? Păi nu se poate și simplificarea așa? Așa. Deci e ireductibilă, e ireductibilă. Stop, nu o discutăm și acum se află numitorul. Care ar fi numitorul comun? Ce număr se împarte și la 14 și la 4? 24. 24, nu. Păi se împarte și la 4 și 24 la... se împarte la 4, da, dar la 14?
Ați ajuns dumneavoastră acolo. Domn profesor, eu ultima mea operație a fost 5 pe 7 minus 5 pe 4. Și mie, mi-a dat, și mie fracția mi-a dat, rezultatul mi-a dat minus 15 pe 28. Stai secunde, nu poate să fie 5 pe 7. Ba da, domn profesor, nu domn profesor. Păi 1 pe 3, păi ori 3 pe 5. Dar eu am, deci după ce am inversat ăsta, am făcut și eu așa și stați după ce am făcut pe aici. Păi am făcut până la, cum ați făcut dumneavoastră, aici am simplificat, apoi aici am, am pus cu, uitați, am, aici am pus aici, cu, am, aici am, aici am pus 5? 1 pe, da, 1 pe 1 și apoi 1 pe 5, minus 1 pe 5 plus 3 pe 7. Dar am mulțit, mă, 1 ori 1, 1 ori 5, 5, 1 pe 5 este. Aaa, dumneavoastră ați mulțit deja. Da, sigur. Eu trebuie să plec puțin. Da, da. Cristina, nu sunt probleme, deci tema e făcută. Da, 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 da. Dacă am pus la punct toate chestiile astea, vezi filmul... Domnul profesor, deci dați ce noroc pe mine. Am deschis fix la exercițiu. Dar eu spun că fix ai greșit aici. Da, așa, dar eu m-am gândit că nu am făcut direct. Păi nu, dar știți, chiar dacă ai mai făcut... Cât ai spus? Am pus deja... 1 pe 1, ori... Ori 1 pe 5. Și cât faci? Nu am mai făcut și m-am gândit ce numitor ar fi aici. Păi, dar numitor nu... Nu, păi nu mai e, trebuie să mulțești. Da, am zis. Da, da. Îl voi reface. Da, reface. Doamna profesor, deci să vedem câte minute mai avem. Noi avem 9 minute pentru un exercițiu, dacă vreți să facem. Faceți, ce să faci. Deci, trebuie să fiți foarte atenți. Sunt. Și trebuie să aveți tabla goală. Ce restricții îmi pui, auzi? Deci, astea ar fi condițiile, domn profesor. Am înțeles, durești. Trebuie să vă puneți scris. Așa? Să mă pregătiți. Băi, da, mă cadrez eu 9 minute, la revedere. S-ar putea. Da? Dacă mă mișc repede. Dacă mă mișc repede și mai și ajuns tu, am șanse, da? Hai să vedem. Așa. Uite, împărțirea. Tot ce o să vă spun este că îmi place la nebunie. Toată tabla liberă, domn profesor. Vă lasă-mă acolo, vă găsui. Săracul de dumneavoastră, nu vă încape o tablă. Hai, lasă-mă. Deci, începem, aveți voi să trageți cu ochiul. Nu trage. Perfect. Și o să-mi dau un număr destul de mic pentru asta, dar o să vedeți. Deci finalul este că destul dacă sunt atent și dacă mă de pricep... De trei cifre pentru asta. Dar oricum, haideți să începem, da? Da. Nu chiar mai dau explicații, domn profesor. Sunt bine, foarte bine. Fără indicii. Da. Începem. 5 ori 5 ori 5 împărțit la 5 ori 5 de 3 ori, da? Da, împărțit la o linie mare de fracție. Așa. Paranteză rotundă, pe linia de fracție, da. 2 ori 2 ori 5 ori 7. Deci 2 ori 2 de câte 3 ori? 2 ori 2, nu, de 2 ori. Da. Ori 5 ori 7. Da. Plus 3 ori 2 ori 2 ori 5. 3 ori 2 ori, ori 2 ori 5. 5. Închidem paranteza. Împărțit la 2, împărțit la 5. Adică de desubt aici, da? Nu, acolo sus. Împărțit la 2, împărțit la 5. Și acum scrieți sub. De desubt. 12 ori 12, împărțit la 12. Împărțit la 2, împărțit la 3. Deci 12 ori 12, împărțit la 12, împărțit la 2, împărțit la 3. E bine până aici, da? Da. Plus. În dreptul linii fracții. 3 ori 3 ori... În dreptul linii fracții, da? Plus. Nu. Tot aici jos, da? Da. Plus. Plus. 3 ori 3 ori 2. 3 ori 3 ori 2. Minus. Tot acolo. Minus. Minus 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Adică 2 la 4. 2 la 4, dar mi-ai spus așa și am făcut. Ori 2 ori. Și după linia de fracție, un ori 4. Ori 4, da? Da. Atât, da? Așa. Și eu m-am gândit, pentru că dumneavoastră m-ați învățat și vă mulțumesc foarte mult că m-ați învățat.
5 ori 5 ori 5, care de 25 ori 5, 5 ori 5, 25, 5 scriem. 125. Da, 125, mă scuzați. Da, da, deci, deci 125. Da. Și atunci împărțit eu mă gândesc, da, 125 împărțit la. Și pentru că am 2, deci vedeți, am în ambele... 2 ori 5. Ori 5, da. Așa. Am în ambele situații ăstea și ăstea. Așa. Deci facem 5 ori 2, 10, 10 ori 2, 20. Și practic avem 40 plus 21, nu? Da, scoatem un factor comun. Adică 61. O secundă, scoatem un factor comun, da, pe 20. Da. Și rămâne 7 și cu 3. Da, 20 pe lângă 7 ori 3. 7 plus 3. 7 plus 3. 210. Deci facem 210. Împărțit la 2. Deci vine 210 împărțit la 2 împărțit la 5. 2 împărțit la 5, totul supra. Totul supra. Păi 12 ori 12 împărțit la 12 care dă 12. Da. 12 împărțit la 2, 6. 6 împărțit la 3, 2. Da. Și o să avem 2 plus 2 3 plus. Ori 3 ori 2, 9 ori 2, 18 plus 18 minus 2 ori 2, 4, 4 ori 4, 16. Da. Și va fi egal ori 4 cu... continuare. Da, ori 4. Și o să am 125 împărțit la linie de fracție, 210 împărțit la... stați, o să dea... O să avem 105 împărțit la 5 sus. 105 împărțit la 5 și jos o să avem 4. O să fie 4. 2 și cu 2, 4, da? 4, am făcut 18 minus 6, 2, 2 plus 2. Da, 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 da. Da, și o să fie 4 și apoi ori 4. Și o să avem 125 împărțit la... Și fracția o să fie... 21 pe 4 ori 4. 21 pe 4 împărțit la 21, da, pe 4 ori 4. Da, și o să putem aici să facem 125 pe 1 împărțit la 21 pe 4 ori 4 pe 1. Deci ori 4 pe 1. Așa e bine. 21 pe 4 ori 4 pe 1. Și o să am 125 pe 1 ori 4 pe 21 ori 4 pe 1, care este egal cu 5 ori 4, 20, 2 scrie, 0 scrie în vedețime, 500 pe 21, e bine? Da, dă un număr aici, 16 ori... Deci 500 pe 21 ori 4 pe 1, care este egal cu... Așa, oh my god, 2000, 2000 pe 21. Este rezultat. Și ar trebui să găsim pe cel mai mic, profesor. Pentru că, de exemplu, mie aici, da, dacă mă uit la rezultat, îmi spune că rezultatul meu e 100. Deci rezultatul este 100? Da. Să știi că ori mi-ai dictat ceva greșit, ori e... Nu dați, domn profesor, așa. 5 ori 5 ori 5 împărțit la 2 ori 2, care vedeți m-am dictat totul. Deci 5, 2 de 2 în 5 ori 7, 2 de 2 în 5 ori 7. Domn profesor, da, să știți că în culegerea asta mai sunt. Adică multe până acum s-au găsit greșit. Da, dacă mai sunt, înseamnă că... Da, că tot o fracție trebuie să-ți dea, nu poți să... Da, bine, tot o fracție, da, însă... Da. Nu, neapărat, 100 pe 1 poate să fii privit ca o fracție. Da, poate să fii. Dar aici da, o să ne facem. Da. Uite, o să ne facem data viitoare, mâine, adică. Perfect, ca să nu mai stăm așa de mult, că a venit și clasa... A venit clasa cealaltă și trebuie șapte să ne facem și încheierea. Sinteza, da, zilei, care a fost operație cu fracții. Operație cu fracții, da. Așa. Și ce mai trebuie? Amplificarea și simplificarea fracțiilor, nu? A, da. Amplificarea. Și simplificarea fracțiilor. Fracțiilor. Amplificarea, simplificarea. Fracțiilor. Simplificarea fracțiilor.
aici am văzut, aici am nevoie și de criterii de divizibilitate, când dai 3 la 5. Că se poate la 3 un număr, că se poate la 5, nu? Da. Criterii de divizibilitate. Acum am învățat un cuvânt nou, domn profesor. Da? De? Divizibilitate. Cinci, șase, fracții reductibile și ireductibile. Aha, și cam atât. Da. Destul de multe doar pentru ore cu fracții. Da, da. Nu uitați de like și share. Nu stânge? Nu stâng. Domn profesor, și la câte probleme drăguțe am făcut, nu le-am zis să dea like și share. A fost momentul acela foarte important și am și uitat. Sunt. Am uitat. Se mai întâmplă. Da. La revedere!